Contul comun pentru dreptul la locuire. Mergem în marș până la Parlament. Treabă cineva ce se întâmplă, e protest. A fost un fel de miting în scoarul Colțea și acum pornim în marș spre Parlament, pe Calea Victoriei, pe trotuar, că înțeleg că primăria, autoritățile nu ne-a permis să mergem pe carosabil, așa că o să coborâm prin pasajul Universității, Calea Victoriei până la Națiunile Unite și Parcul Izvor, la Parlament, ca să cerem protejarea dreptului la locuire. Organizatorii, mai multe ONG-uri de drepturile omului, grupuri de inițiativă, considerăm că dreptul la o locuință trebuie să fie un drept fundamental protejat de stat și că statul ar trebui să facă locuințe pentru toată lumea și să nu lase asta pe mâna rechinilor imobiliari și locuința să rămână o problemă privată. Să-mi iau bicicleta și ajung de în urmă. Susțin acțiunea și am transmis cu drag pentru Rezist TV. Nu sunt bolșevisme, sunt griji sociale. Într-o societate modernă trebuie să fim solidari și cu grijă și pentru cei săraci, și pentru cei mai puțin capabili. Că nu suntem în junglă, să reziste cine are colț de tigru și coadă de rechin. Suntem societate umană.